scoase din canalul termic de acum 50 de ani. Deci aici este un canal termic, am adus Macaraua și o să și dăm jos ca să-l vedeți. Eu am vrut să vină și Garda de Mediu și Agenția de Mediu ca să vadă ce se întâmplă. Și uitați ceilalți copaci care am tăiat pe strada asta. Uitați-vă cum erau, uitați-vă aici, o să vă dau poze să le vedeți. Copacul era pe canalul termic, înțelegeți? Toți copacii erau pe canalul termic. O să vi-l arăt și pe domnul diriginte de Sancer. Țiple aici, uitați copacul cum era crescut pe canalul termic. Îl vedeți? Sub el era gol. Uitați-l aici. Uitați-l și pe cel din fața casei lui Hegedus. Al lui Marius Hegedus, al lui faimosul Oreșițean Hegedus. Uitați-l aici pe domnul Țiple, uitați canalul termic și uitați cum stătea bradul ăsta pe el. Da? Uitați și dincolo și mai bine. Uitați-vă aici cum stăteau. Poftim, asta e cea mai relevantă dintre toate. În fața geamurilor domnului Hegedus. Îl vedeți? Ăsta e canalul termic și ăsta e copacul. Da? Și omul ăsta vine și face circ. Și ne spune că tăiem copaci. Haideți să vă spun ce am făcut noi. Am tăiat 5 copaci și am plantat 28. Vă invit să-i sau poate mai mult. Total vin 63. 63 de copaci, ați înțeles? Deci, ăsta este unul pentru care stăm după Garda de Mediu cu mare emoții să ne dea acceptul să-l tăiem când el este pe aceeași structură. Sub el este același canal tehnic. Uitați căminul acolo. Și căminul de dincolo.